Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Înainte să trecem la subiectul principal așa, al zilei de astăzi, în încălzire, așa, da? De pe margine. Dar eu m-am încălzit, că e destul de cald. De pe margine, înainte de a intra în teren, la așa. Propriu, puțină politică. Politică de socială. Sătească. Politică sătească la noi. Politică de observator astronomic. De ce? Da. De la țară, de la noi. La țară nu sunt observatoare astronomice. Bine că politica românească e de la țară. Nu e pentru țară, e de la țară. Că noi suntem o provincie, nu suntem o țară membră a Uniunii Europene, suntem o provincie membră a Uniunii Europene. E o diferență. În partea de est a Uniunii Europene. Dar bineînțeles, adică de nu... partea de est. Acum doar Moldova e de preferat să intre și Republica Moldova ca să nu fim noi cei mai cei de la est. Dar în rest, la noi, pe bune, e o politică provincială de oameni foarte, care zboară foarte jos. Și dacă la București se zboară foarte jos, normal că în provincie se zboară în provincia provinciei România, se zboară jos. Oricum, nu trebuie să ne plângem că în alte părți e mai rău. Eu am mai umblat prin țara asta, știi, și eu am teoria că, în fine, nu stau acum să intru că iar mă enervez, dar sunt locuri mult mai, unde Dumnezeu stă cu spatele de mult. Mă refer aici și la oameni, și la locuri, și la mai multe chestii. Zici de orașe mari, împărătești, nu, domne, sunt la fel uneori mult mai jos decât cetățenii de la noi care sunt în fruntea bucatelor, și numai că îi cheamă altfel. Aici le zice la unul Vasile, acolo îi spune Gheorghe, dar e la fel, aici e unul Ilie, acolo e Dumitru. Dar știi, ai senzația că dacă e dintr-un oraș mai așa, sunt cu o clasă peste. Nu, noi avem oameni care sunt peste nivelul altora, despre care noi avem impresia de aici, de la țară, că sunt. Cred că am bătut. Dar cine rând, sunt zi? Acești oameni care sunt peste nivelul altora din alte locuri? Dar nu vreau că, nu vreau să. Dar acum revenim la asta cu PSD-ul, că au fost alegeri, este ce ți-am spus eu dumitale în urmă cu o lună și ceva, nu mai știu exact cât, în momentul în care s-a anunțat că domnul Râmbu intră în PSD și în care domnul Râmbu, ca o domnișoară ieșită, proaspătă absolventă de pension, a spus că eu intru în partid, dar nu stați la început să văd că sunt așa, nu candidez, nu o să fiu președinte de partid, nu cu gândul ăsta am intrat cu echipă să facem echipă, texte de alea, știi? Bun, în prima zi în care a anunțat el însuși că a intrat în partid, dar cum a apărut informația și l-a luat președinte și l-a întrebat monitorul, domnul Râmbu, așa, nu, stați că intenții? Nu iau locul nimănui, că nu așa. Și eu s-a zis dumitale din momentul 0, T egal cu 0 minus 1, că domnul Râmbu va prelua președinția partidului, lucru care s-a întâmplat, și va fi candidatul partidului, lucru care s-a întâmplat. Vorbim de președinția partidului la nivel de municipiu. La municipiu, da. Vor fi alegeri și la județ? Nu, la municipiu, da, s-a zis acum e președinte, că așa, că dar. Și argumentul era foarte simplu, un om la 60 ceva de ani, cu experiență de viață, cu experiență profesională, cu o carieră în spate, nu intra el în PSD să lipească afișe, să facă ceaiuri, cafele, să meargă după țigări. Intra să ia o funcție, să candideze la primărie, altfel nu intra. Domnul Râmbu, da? A și spus la conferința aceea de presă pe care a organizat-o. Eu despre asta vorbesc. A și spus că el nu e om de limba turmă. Română. Eu vorbesc adică limba română? Tocmai ce ți-a confirmat câteva zile mai târziu. Acum noi discutăm după ce s-a întâmplat clar. De momentul minus 1, la momentul 0 a zis că deci domnul nu e Râmbu, de turmă. Acum chestiunea cu domnul Râmbu, evident că se știa nu o să fie contracandidat alegeri. Așa. Problema lui este următoarea. Alegerile locale, l-am văzut pe domnul Bocă Bâzea să se comaseze, că se pot comasa alegerile și a venit și el cu argumente constituționale, că a zis da, în 2012 când vroia PDL-ul sau 2011 să comaseze alegerile, nu existau toate elementele care să permită acest lucru, însă acum situația s-a schimbat. Ori,
Dacă domnul Boc spune asta, în proporție de 95% vor avea loc alegeri comasate. Care cu care? Parlamentarele cu localele și pe urmă să muște. Europarlamentarele nu pot fi comasate cu nimic. Și să muște un pic din prezidențiale, ceva din turul 1, parcă spunea. Dar ar fi în toamnă. Deci noi acum suntem în primăvara sau în iarna, am putea spune, după cum se anunță târzie, da. Vremea în iarna lui 2023, iarna târzie, cum spui dumneata. Și până la toamna anului viitor mai e. Mai avem așa, dacă să spunem că noiembrie, noiembrie este luna 11-a, avem 11 luni, noi suntem luna 4-a, 11, 8, 19 luni. 19 luni, adică mai bine de un an și jumătate. Ori într-un an și jumătate, domnul Râmbu are nevoie de obiectul muncii. În ce sens? Dumnealui, ca și președinte al PSD, n-are ce să-mi spună mie. De fapt, nu mie, alegătorilor. Zicem că odată pe săptămână sunt, e ședință la PSD. Și este domnul președinte și spune: astăzi am mai primit doi membri și ne-am propus să, ca să facem nu știu ce. Nu, ăsta nu-i serviciu, el n-are serviciu. Dar lui trebuie un serviciu care, prin care să poată ieși destul de des, un serviciu cu o importanță destul de mare, un serviciu public, astfel încât să rămână, să fie în atenția opiniei publice. Adică ce vezi, director la spital, odată cu rotativa guvernamentală? Exclus asta, nu îl mai pune nimeni la spitalul județean. Dacă domnul Râmbu nu-și găsește un serviciu din ăsta, vizibil, șansele lui o să scadă treptat până la neanentizare în toamna anului viitor. Nu chiar că face scorul partidului, să spun. Depinde de foarte mulți factori. Noi fiind aici, totuși, într-o comună urbană, așa, e altceva decât la comuna rurală. Adică aici contează foarte mult și partidul. Depinde de foarte mult cum vor fi PSD, PNL în toamna lui viitor. Oricum, amândouă vor fi erodate de guvernare, dar să vedem care va fi erodat mai tare. Deci, domnul Râmbu trebuie să fie prezent. Da? Prin altceva decât politic. Asta nu contează. Dar pe cine interesează că se întâlnesc ei la partid și primesc doi membri și a făcut organizația de femei, s-a dus cu două pungi, cu zahăr și cu griș și cu o Eugenie la doi copii. Sanchi. Na, fleacuri. Mai e voie să faci asta? Da, ai voie, dar să mergem din asta, sociale, ai voie, dar nu în campania, mă, în campania. Deci, domnul Râmbu, dacă nu-și găsește un serviciu care să-i permită să iasă public mereu, să spună, de pildă, cam ce servicii ar putea să aibă? La spitalul județean nu, că e închis, că e al PNL-ului, aici e exclus. Și domnul Calancea s-a cumințit pentru o oră, am înțeles. Nu-l dă nimeni afară o oră. Ar putea să fie, de exemplu, administrator public la Fălticeni. Adică unde are PSD-ul primar, că doar nu poate să meargă la Rădoț, unde e Bogdan Loghin PNL, să-l pună administrator public. Păi nu e la Fălticeni, nu este domnul Rădulescu? Sau e doar consilier? Nu, domnul Rădulescu este administrator public, dar poate să nu mai fie. Adică ce? Domnul Cătălin Coman primește servite. Că s-a văzut au fost multe situații în care n-a acceptat servite. Cătălin Coman e de origine cosmic. E ceva, Cătălin Coman. Am dat un exemplu, dar unde să meargă? La Suceava e primar PNL, vrei să-l pune în lungul administrator public? Nu, mă gândeam că un job bun în care ești vizibil e fix ăla de primar. Care e ocupat. Ocupat. De cineva care nu se mâncă dacă va mai candida sau nu. Să fie administrator public. Nu la Fălticeni, zicem că e domnul Rădulescu. Hai la Dolhasca, nu știu dacă e cineva acolo. Adică unde are PSD-ul primar, că și așa, că fiecare își pune administrator public, asta e o sinecură. Domnul Râmbu nu e numărul 2. Nu-i place să fie numărul 2. Da, ce ți-a zis cineva, că dacă merge la Fălticeni îi dă Cătălin Coma în ordine? Hai să fim serioși. Nu, zic așa, doar e treaba lor. Tu m-ai chemat să... Tu faci acum un fel de consultanță gratuită, Sorin. Da, fac și eu. Deci administrator public ar putea să fie undeva unde are PSD-ul. Și acolo ar putea să iasă. Bun, aici apare, zice primarul, dar eu? Păi iese toată ziua. Că și primarul vrea să candideze și el, nu? Iese toată ziua așa și spune, dar eu? Păi mă, poate să fie manager la spitalul privat Bethesda, la domnul Pușcaș. Unde iar ar fi în spital, fiind o chestie de sănătate. Nu poate fi atât de public sau atât de preluat, pentru că e ceva comercial spitalul privat. Cătălina, măi, când e vorba de sănătate, lasă-o jos.
Adică ce? A, e de sănătate. Că am făcut operația nu știu care, că am adus 3 medici, că am adus nu știu ce aparat. Deci în zona asta ar putea să fie pentru a-și reetala calitățile de manager de spital. Pentru a reîmprospăta memoria publicului. Pentru că la anul în toamnă, din câte știu eu, toamna de anul viitor pică în 2024. Mm-hmm. Și oamenii o să zică, a, dar domnul ăsta nu e domnul care a mai candidat? 2020, 4 ani și ceva, lumea uită. Deci lumea chiar uită. Sunt atâtea evenimente, sunt atâtea lucruri care se întâmplă și lumea nu e atentă și uită. Ori domnul Râmbu, ideal ar fi fost să nu-i fi anunțat candidatura atât de repede. Ideal. Dar dacă tot l-ai anunțat, dă-i omule platformă. Ține-l călduț, nu? Dar dă-i platformă. Care-i platforma ta? Președinte PSD, nu te ascultă nimeni. Nu se deschide nici aparatul de la radio. Dacă vrei să-l deschizi când zice ceva de la partid, nu mergi. Nu mergi. Nu, serios, dă-i platformă. Așa dacă l-ai luat, numai pe ce l-ai luat. Ce? Poate au ei planuri mai bune, că nu tot timpul, dacă întreb pe cineva dintr-un partid, eventual vreun lider, păi nu, da. Zici dacă așa, au oameni pregătiți pentru tot, da, ce e nevoie, cum, dar numai nu, unul? Și, adică vii iarăși, bun, pentru cei care sunt mult mai tineri, mai, poate mai merge asta, că facem locuri de muncă, cu parcuri industriale, că facem. Cu viitorul. Cu viitorul. Poate mai, dar la unii nu mai aia. Eu, unul... Unii sunt sătui de timpul viitor. Toți fac parcuri industriale. Dacă nu fac la parcuri industriale, dacă era după câte promisiuni, noi mai n-aveam pe unde circula, că erau parcuri industriale. Ar fi mirosit orașul a ulei de strung și a... Și de la salopete, nu? Salopete. Asta nu mai merg. Nu, zi ceva. Adică dă-i platforma, că face aia. Uite, în ultimul an am făcut aia. Dar e treaba lor, nu este treaba mea. Știi, dar dacă tot mai întrebam... Te-am provocat și acum te provoc să intrăm în teren și cu ajutorul colegilor noștri din regia de emisie să ne explici, da, aici la ce ai fost tu martor. Aici nu a fost penalti nici și eu am Bun, vorbim surprins. Despre meciul de fotbal, da, dintre, da, Ceahlăul Piatraneamț și Foresta Suceava, încheiat cu 1-1. La tribuna oficială, acolo unde și masa presei, erau din Piatraneamț majoritatea și patroni de club, nu știu, erau pe acolo, se învârteau niște oameni, unul fuma trabuc. Așa, niște oameni care păreau destul de importanți la ei acolo, la Piatra Neamț. Ne-a primit acolo, erau și câțiva oficiali de la Suceava, era Marian Bordeanu, vicepreședinte, asta cu Macongo accidentat, încă nu n-a joacă. Putut să joace. Mai era Andrei Ciutac și el din conducere, așa, și mai erau vreo băieți pe jos, 10, din galeria noastră. Ce avem aici, în centru? Aici imaginii? S-a dat penalti, n-a fost nimic. Eu oricum era distanța mare și mi s-a părut de atunci că n-a fost penalti. Dar văzând aici cum sare ca un cărăbuș numărul 3 de la ei, tot bol, nu-i zic vițelarul, cu V ceva, Vieru sau nu știu cum îl cheamă, așa și la Suceava. Uite, ca un cărăbuș sare pe acolo. Așa, și jucătorul cu numărul 3 cu echipamentul negru. Și tot caută cineva, se... târăște acolo efectiv și roagă pe cineva să-l atingă cu cramponul, cu... l-a rugat pe unul, cred că, să sufle mai tare, să facă vânt. Știi? Și până la urmă i-a dat 11 metri, dar nu e nici 11 metri. Uite cum sare acolo ca în fântână, și se ridică rugându-se, cred că el se ruga în momentul ăla, hai mă, loviți-mă unul, atingeți-mă, și încă o dată cade secerat. Deci dacă ar fi trecut o combină din asta care era la treierat, ar fi trecut pe acolo, n-ar fi căzut așa. Secerat a căzut. Dar am mai văzut câteva filme de serie C cu bandiți. Așa, și cum cade aia, așa a căzut el. Dacă se lasă de fotbal, poate să facă actor. În fine, și-a dat penalti aici, că altfel nu dădeam nici într-o mie de ani. Aia e fața... imaginea aia, arbitru, domnul aici arbitru. Aici ne uităm în special, da? Da, domnul arbitru stă ascuns. Nu știu cum a văzut el penalti, Dumnezeu știe. El stătea ascuns, parcă stătea după cireș. Vezi cum stă? Ăla e Netbuy, nu? E cu numărul 10 al nostru? 10, da. Da, Netbuy. El stătea după Netbuy ca și cum, când era mic, bănesc că tare îl bătea mama lui la fund cu cureaua sau cu o vărguța, că îl punea să învețe, el fugea de acasă.
stătea și mânca cirește așa și se ascundea după copac ca să nu-l prindă maisa să-l bată la și fund. Mai scotea așa din când în când capul să vadă dacă vine cineva. Să vadă. Și acum stătea după net, bai să vadă dacă nu vine mama lui să-l bată. El uitând că e arbitru și care de arbitrat un meci. Și stând așa și-a dat seama, a dat, i-a zis unul în cască, bă, fii atent la fața asta că trebuie să dai penalti. Momentan, țâr, era penalti, cum n-ai văzut să vezi de acolo, stai după cireș, după net bai. Bine și net bai. Trebuia să dea la o parte. Având ochii la spate, nu? Domnul arbitru, vă simt respirația în spate. Luați loc aici, poate vreți să urmăriți faza. Deci a dat penalti de aiurea. Pe lângă asta, au fost niște durități la echipa noastră. O dovadă e piciorul aici al lui acolo e genunchiul, noi nu-l putem difuza colorat. Coale, așa i-a pus talpa aici și... Plus că nici fotografia ea se duce pe fluierul piciorului, unde și fluierul piciorului, cineva a vrut să-i cânte crampoane la fluier și le-a pus pe picior. Evident că și noi am avut niște intrări dure, botezatul a fost pe merit dat afară de la noi, că a avut galbene, a dat la al patrulea fault galben și încă un galben prin minutul 70 ceva, a scăpat al nostru, de-a dat în 80-80 ceva, roșu pe merit. Botezatul s-a dus pe ei. Dar și la ei au fost, adică, mă, ne-ai dat nou roșu și ne-ai umplut de galbene, dă și în partea altă. În partea altă cred că a dat unul sau două. Dar e o expresie în fotbal, ne-a urcat pe garduri. Ce înseamnă ne-a urcat pe garduri? Adică au jucat foarte dur la intimidare, știi? Arbitru a tolerat jocul ăsta și ai noștri, nici ai noștri nu s-au lăsat, vreau să spun. Bun, dar înțeleg că e o miză foarte mare, nu? Dacă aici joci așa la rupere, cum tot ziceți voi în galerie. E și o miță. Noi pe anul ăsta pe Ceahlău, în campionatul ăsta, de două ori am bătut și de două ori am făcut egal. Ei nu ne-au bătut niciodată și la cum joacă nu o să ne bată niciodată, doar cu arbitri. N-au reușit nici cu arbitri acum. Deci arbitru a fost, el a avut unele momente de echilibru. Însă, bun, aici poate fi greșeală sau poate fi intenționat? Nu, aici nu poate fi greșeală, sigur este intenționat. Adică nu. Bun, și mai departe se poate face ceva, o contestație? Nu, Sanchi, tu n-ai văzut aseară cum a fost măcel. Efectiv, eu sunt simpatizant al Rapidului. Dar aseară a fost măcel. Deci are dreptate Gigi Becali, adică vrea să retragă. Ăla n-a fost arbitraj, a fost măcel. Adică era de roșu, cu intrări extraordinar de dure. Aici n-au fost intrări chiar atât de dure. Însă talpa la Hagiu și urmele lăsate și acolo trebuia să-i dea penalti. În fine. Deci a fost un arbitraj, 1-1 e un rezultat foarte bun. Foresta ca joc, exceptând primele minute când Ceahlău ne-a pasat, așa, a jucat mai bine decât Ceahlău. Deci asta este incontestabil. Evident, am o parte de subiectivism, dar eu spun că ai noștri au fost peste ca joc, ca valoare. Și individual s-a văzut că noi avem niște băieți care, Cica când le-a făcut niște dribling-uri și niște stopuri, are clasă. Că e mai leneșoa el câteodată și mai simulează, îl atinge un pic și spui că i-a dat cu pușca, că l-am pușcat. Dar nu face picioare. Salturi din astea, e no, purești de câte no, trei, mai, nu? Nu, no, mai. Că e n-ar mai sare așa, ca în fântână, da? Însă, ai noștri sunt mai buni. Dovadă că suntem locul întâi și Piatra Neamț nu ne-a bătut niciodată. Ei vină acolo, au venit la ambiție că vor cu Foresta, că Foresta e pe locul întâi. Ceahlău mai mult ca sigur o să ia locul 2 și merge la baraj. Dar e ambiția asta, na, că mă, dar noi batem chiar deloc. Hai să-i batem. Cine cu cine joacă la baraj? Păi, primele două locuri de aici, primele locuri, două locuri din seria a doua. Și știm cine sunt? Râmnicu, Săracu, Buzău și cu Braniște, echipă de pe lângă Galați. Mi-a zis astăzi, am făcut cu Marian Bordeanu prin telefon și mi-a zis de Braniște. Acolo încă se joacă. Dar la noi Foresta e clar, va termina pe locul întâi și și Ceahlău pe locul doi, mai mult ca sigur. Dar e ambiția asta. Și adică publicul față de al nostru este mai atașat față de echipă. Asta e de apreciat. E mai atașat, a venit în număr mai mare decât vine la noi. Erau, cred că, vreo 2000 de oameni. La noi nu o să vezi 2000 de oameni, decât poate dacă ar cânta în deschidere Lady Gaga, mă gândesc. Așa? Sau Nickelback? Nu, asta nu știu. Cine? Richard Clayderman poate cânta pe stadion. Cu tot cu cai. Așa? De publicul mai... Dar și un public foarte violent în ce se... Agresiv? Agresiv, foarte agresiv. Și una, două pe ai noștri. Băi, și a noi nu mai trăgeau de timp. Dar uneori chiar erau faultați și nu.
Dar când a fost ceahlăul la noi cu și tot se tăvăleau ca niște cărăbuși pe gazon. În fine, dar un public cam agresiv. Și la oficial n-am ce să spun, n-am avut nicio treabă, numai la un dat, că unde stăteam a Congo, era un pic mai încolo și când la o fază în prima repriză a strigat că trebuia să ne dat penalti și erau doi cetățeni din conducerea clubului, nu știu ce erau pe acolo. Și a strigat așa mai răstit la Mocongo să stea jos. Dar și publicul ăla i-au înjurat pe ai noștri, i-au făcut rușine, o echipă, mai erau și pe la, o rușine de echipă. Bă, la rușine de echipă de ce? Că suntem mai buni ca voi? Dacă nu v-am bătut de două și de două ori v-am făcut egal, ce vreți? Bine, fotbalul adică, nici pe teren nu, și nici pe rușine de echipă. Nici în tribune okay, nu e balet, Sorin. Să spui că ai mai tras de timp, dar nu poți să spui că e o rușine de echipă. Bă, v-am luat la pase? N-au mers pasele foarte mult. Dar când la tehnică și ne-am scăpat de câteva ori, ar îngheța sângele în vene. Filip, la sfârșit, din 3 metri a dat cu capul în pământ, n-a avut forță să dea gol. Îi băteam iarăși și cu tot cu arbitru. Știți, se vede că echipa mai bună. De ce o rușine de echipă? Și să te iei de Goian, făceau lui Goian cu din alea, cu degetele și cu... Și la sfârșit, cu ideea un stadion întreg. Mi-a plăcut de publicul de acolo, ți-am zis, foarte atașat de echipă. Și la final, chiar dacă a făcut egal, și-au aplaudat echipa, și-au, frumos. După aia au trecut la ei noștri. Cu așa și cu așa și Dorin Goian. Și da, și ai noștri aroganți, i-au aplaudat. Mai ales Cica, care Cica el ieșise pe minutul 70-80 accidental, a otăvărit în meciul ăsta. Venise și el aplauze să aplaude. Așa e. Cica are așa, e... O ironie. Pilăros, așa, așa. El, așa, și cu zâmbetul lui larg pe față, calm, știi? Dar e păcat când un arbitru strică meci, un arbitru din Târgu Gobi, știi? Am înțeles că îl cheamă Motan și a zis Marian Bordeanu că a fost Motanul încălțat cu ghete galben-negru, ca astea sunt culorile clubului din Neamț. Dar oricum, principalul e că jocul merge și cu improvizație, pentru că ți-am zis, Macongo a lipsit că era accidentat, Samson era suspendat, două piese de bază, dar sunt Cană și cu Hagiu care au venit toată iarna asta la echipă, au jucat bine. La început nu mi-a plăcut când la primele meciuri, dar lipsa de răbdare dăunează, știi, opinii, da. Pentru că n-a trebuit un timp de acomodare să... Da, acum de văzut, eu cred că cealul oricum merge de pe locul 2 și nu știu ce așa ură între... Că doar când au venit cei de la Piatra Neamțului la Suceava, n-am auzit să... Bine, mai sunt vreo 20-10 în public pe la noi, da. Dar așa să strige o tribună întreagă, că acolo numai pe o tribună intri, că e stadion foarte mare și e suficient cât e, să strige, să uidui și să... Eu zic că Dorin Goian și să facă cu degetele. Știi ce face lumea cu degetele? Croșetează. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.